sebenarnya menemukannya adalah sebuah televizorul în anii 70 am câștigat titlul de la Paris, dar aveam 10 ani când la Berlin, în fața lui Rockermacher, sper că n-am uitat, a fost acea fază care a făcut în conjurul lumii când Cornel Benu practic ne-a adus al doilea titlu mondial. Și să nu uităm niciodată aceste lucruri. De asemenea, aș vrea să vă spun, pentru că puțin cunosc câteva picanterii din viața jucătorului și le-am aflat din cartea unui mare gazetar sportiv, Stache Ramon, care și el și-a petrecut o bună parte a vieții aici la Bătălău. Ce vreau să vă spun? Copii, uitați-vă la o legendă a handbalului, tindeți să ajungeți așa cum a ajuns Cornel Benu, care, așa cum spunea și în cartea dânsului, era inabordabil înainte de meci. De ce? Pentru că nu știa decât să câștigi. Atât avea în cap să câștigi. Vă mulțumesc mult de tot! Este momentul să-i dăm cuvântul domnului primar Constantin Toma. Bună ziua tuturor! Buzău îți prețuiește marele valori. De 4 ani a început acest proiect, respectiv mediatizarea Buzăunilor de mare valoare în fiecare lună. Este luna lui Cornel Benu, care alături de alte mari personalități, și-aș aminti pentru domnul președinte de două. Pe lista asta este inclusiv primul laureat al primului Nobel, George Lui Palate, absolvent al colegiului HD-ul, la fel ca și Cornel Benu, sau Alexandru Magdaloman, cel care a făcut unirea cu Basarabia în 27 martie 1918, și multe, multe, multe alte personalități. Încercăm prin acest proiect să aducem, dragi elevi, dragi copii, modele în fața voastră pentru a vă inspira și pentru a avea și o comunitate mai bună și, de ce nu, o țară mai bună. La Buzău avem multe proiecte pe educație și, dragă Cornel Benu, face parte din proiectul de educație în prezența ta aici, pentru că ne ajută pe toți să fim mai buni și să credem în noi. Pentru că tu asta ai demonstrat. Dublu campion mondial, vicecampion olimpic, medalie de bronz la Olimpiadă. E un lucru absolut extraordinar. Îți mulțumim foarte mult, Buzăul te iubește, te-ai întors acasă și am datoria să te introduc în locul meu aici și să-ți spun câteva cuvinte. Mulțumim, Dumnezeu! Nu pot utiliza metaforele pe care colegul meu de liceu de la Paris
Florian Popescu, scriitor, poet, era lângă mine, m-a fi ajutat foarte mult. Sunt, după cum știți, un om care m-am pregătit. Mulți îmi spuneau că nu sunt de gașcă, e adevărat. Dar Bordalul Hanuman este singur. El nu poate. El trebuie să pregătească. Are un înainte și un după. Și lumea crede numai parada sau bolul care m-a apărat. Dar pregătirea mea era bună. Nu s-am poate mult, dar încercam din punct de vedere psihologic, să conving creierul meu în subconștient să mă ajute în realizarea performanței sportive. Sunt aici copii în sală,